Primul hipermarket străin care a avut curajul să investească pe piața din Gorj își va închide porțile în această toamnă, după ce compania mamă din Franța a decis să închidă întreaga afacere pe care o avea în România. Interex Târgu Jiu pierduse oricum din vadul comercial pe care îl avea la deschiderea sa, parcarea magazinului fiind de cele mai multe ori goală, spre deosebire de cea a concurenților de peste stradă care au avut-o cu totul altă strategie pentru a-și atrage clienții de partea lor. Închiderea magazinului, amintit, presupune și pierderea câtorva zeci de locuri de muncă și așa destul de puține la nivel de județ, deocamdată nefiind foarte clar ce se va întâmpla pe mai departe cu spațiul în care a funcționat Interex până acum. Magazinul va fi închis pe data de 15 noiembrie.